V-am spus, dragii telespectatori, că în această vinere va veni un invitat cu totul și cu totul special. N-am mai venit de 3 săptămâni. Iată că încep direct și spun bună ziua și bun venit, doamne doctor Florinela Bălan, medic, medicină holistică. Avem astăzi un subiect pentru care dumneavoastră ar trebui să stați, cum ți-ar spune, pe telefoane. Dar deocamdată, haideți să-i spunem bună ziua și bun venit, doamnei doctor. Și să mă bucur din nou că a reușit să vină în emisiune. Ba când sunt eu plecată, ba când este domnia sa plecată. Astăzi cineva mă întreba, pe cine ai tu invitată în emisiune? Zic, doamna, a, ce bine că mi-ai spus. Bună ziua și bine ați venit, doamna doctor. Nu dați vina pe mine. Eu n-am avut la cine să vin, că ați fost plecată, că veneam. Eu mă bucur că ne întâlnim și că arătați foarte bine, nu știu unde ați fost, dar a fost ok. Și eu consider că aceste șiri pe care le faceți sunt chiar benefice. Ca medic al dumneavoastră, ce să, că-mi permis o să spun că de știți de când suntem împreună, așa să știți că vă prinde bine. Eu vă recomand să vă mai duceți. Adică e ok. Atunci va trebui să mai fac o ieșire, să arăt și mai bine, poate în tinere, dragi telespectatori. Astăzi avem un subiect, așa cum spuneam eu, pentru care ar trebui toată atenția dumneavoastră îndreptată către emisiune. Cum să scăpăm de durerea fizică? Cine nu își pune această întrebare? Cum să scăpăm de durerea fizică? Zic eu că așa sper că este o temă care ar trebui să bată toate audiențele și aceasta este preocuparea numărul 1 a nu numai a pacienților, și a noastră. Noi spunem deocamdată că dacă nu suntem la medic, nu suntem la medic, nu suntem pacient. Într-adevăr, este o preocupare foarte mare, dar asta știți că este și pentru medic, pentru că medicul, asta e tema care îi se cere și atunci e foarte important să fie capabil, să zicem, prin cunoștințele pe care le are, să rezolve acest lucru, adică durerea fizică. Și cu atât mai mult cu cât este un medic de medicină holistică sau un medic care lucrează cu plante, știți? Pentru că aici lucrurile sunt un pic mai complicate legate de durere. În general se știe, dar nu este adevărat, că în medicina cu plante, durerea nu este așa de repede rezolvată, să zicem, ca în medicina cealaltă, dar să știți că eu contrazic acest lucru și poate facem o emisiune exact despre acest subiect. Dar spuneam că problema cu durerea este că, într-adevăr, este din ce în ce mai greu de rezolvat peste tot în medicină, și anume, de unde știm, este că sunt foarte multe dureri cronice. Nu știu dacă știți, tabloul de durere nu este decât pentru mici accidente, mici problemuțe. Adică dacă mergem la urgențe, într-adevăr vedem un număr foarte mare de pacienți acolo care au diverse probleme și gem urgențele de pacienți cu durere, că asta îi duce acolo, de toate felurile. Bar criză de azm, da, de exemplu colici renale, probleme, să zicem, fracturi sau accidente sau diverse lucruri de genul acesta în dureri general. De cap. Dureri de cap, da. Dar vreau să spun că ce ne facem cu durerile cronice? Pentru că durerile cronice sunt foarte săcăitoare, sunt foarte urâte, sunt pe termen lung și poate unor aduc la insomnii. Eu am pacienți care nu dorm datorită durerilor, care e foarte greu să faci asta, să te scoli noaptea de 3-4 ori că te doare, de exemplu, piciorul sau că ai o problemă la mână sau diverse zone și să nu poți să dormi sau coloana. Știți acest lucru cu coloana, că ați trecut prin asta. De câte ori te întorci noaptea în pat să te doară coloana și tu să nu poți să te odihnești. Deci, cu alte cuvinte, este un subiect, într-adevăr, să zicem, poate cel mai incitant din medicină, pentru că, într-adevăr, orice medic, dacă rezolvă durerea unui pacient, pacientul pleacă mulțumit de acolo și așa îți crește puțin nivelul tău de pregătire dacă reușești să rezolvi durerea. Dar o să vedem că nu e suficient și o să vedem că nu în asta stă să fii foarte bun profesionist. Asta este, să zicem, lucru, ar trebui să fie simplu. Mai complicat este să găsești cauza durerii. Imediat până la cauză. Da. Am pus, doamna doctor, punctul pe ei. Ne ducem noi, ne face acolo o perfuzie, ne pune manitol, ce ne mai pune? Ne pune un alocalmin, ce ne mai pune? Ne trece durerea, dragi telespectatori. Dar de unde vine durerea asta și de ce trebuie să revenim în cabinetul medicului sau la urgențe când ne apasă? Aici e problema. Vă ascult, doamna doctor. Problema este în felul următor.
este că de ce nu putem să rezolvăm definitiv durerea? Că, de fapt, noi mergem la urgență, să zicem, și poate ne calmează, ne dă antialgice, antiinflamatoare, știți acest lucru. Dar s-ar putea ca aia să reapară și să ajungem din nou la urgență peste o zi, două, cu aceeași problemă și cu aceeași problemă. Și atunci începem deja să fie prea mult. Adică, deci vorbim de dureri nerezolvate și, de asemenea, trebuie să începem să ne întrebăm și de ce ne ducem la doctor numai când apare durerea. Pentru că aici este pe de o parte o problemă a medicului, că medicul nu merge la cauză și nu înțelege că, de fapt, cum ar trebui să se întâmple. Când te duci în urgență cu o durere, ar trebui, după ce îți rezolvă temporar și specific temporar durerea, medicul de acolo să-ți recomande o investigație într-un spital sau, de exemplu, la medicul de familie sau la mai multe specialități prin care să-ți găsească cauza durerii. Adică să spună, uite, vezi că eu te-am rezolvat cu această problemă, da, dumneata, nu te opri în asta, că ai probleme, du-te și caută-te și rezolvă și du-te la investigează-te. Dar nu se spune așa ceva, îți dă un calmin, mă rog, n-avem voie, îți dă ceva și nu spune că vezi că ai o problemă. Că ar trebui să te avertizeze, vezi că ai o problemă, că te doare. Dacă te doare, nu e decât așa simplu, e mai în spate, e altceva, du-te și rezolvă acest lucru. Da, îți mai dă, mai vede acolo o lipsă de fier, mai vede o lipsă de calciu și îți mai dă o rețetă și spune, uite, ia două tablete de nu știu ce fier de calciu și, dar vorba dumneavoastră, de ce nu te-ar trimite la mai multe specialități? Da. Acum, deci, practic, avem probleme și cu pacienții și cu medicii legate de durere. Și cu pacienții avem probleme pentru că se adresează într-adevăr sau că este singura cauză de adresabilitate a unui serviciu medical și nu ar trebui să fie. Pentru că eu am, de exemplu, pacienți pe care îi consult, mă rog, în sfârșit și le spun că au o infecție la rinic. Și ei se uită așa la mine foarte dezorientat și spune, nu e, doamna doctor, n-am. Păi zic, dumneata, te pricepi? Zice, nu, dar dacă nu mă doare. Păi zic, dar nu durerea este. Și eu sunt așa, uneori, știți, îmi vine să spun că sunt mai direct așa, dar uneori e nevoie ca să primească. Zic, dom'le, dar zic, când ai cancer, te doare? Știi că cancerul este cu 5 ani înainte în corp și în momentul în care te doare, tu ești pe moarte. Adică cam așa arată. Deci nu durerea este semnalul sau că tu ai o boală. Și zice, da, aveți dreptate. Dar e foarte important să-i trântești asta în nasul unui pacient ca el să conștientizeze că, de fapt, nu durerea este cea mai important, nu este un simptom neapărat durerea. Este decât o acuză, să zicem, care trebuie rezolvată pentru că, într-adevăr, e foarte disconfortant, dar nu e ceva în care să ne oprim. Nu trebuie să ne legăm de durere. Acum, ce este totuși? Este un indiciu a unui dezechilibru, a unei probleme. Deci e o stare de avarie undeva. Deci e o problemă undeva. Și atunci, de obicei, noi ce dăm, cum spuneam, antialgice și antiinflamatoare, care ele nu fac, ce pot să facă? Ele rezolvă de moment durerea, dar maschează, în schimb, disconfortul. Adică, teoretic, dacă tu, de exemplu, n-ai trata această durere, decât dacă e foarte puternică, tu l-ai forța cumva pe pacient să se ducă să rezolve. Dar într-un fel, aceste antialgice și antiinflamatoare care sunt pe piață la discreție, că despre asta este vorba, și pot să fie luate din farmacii, să zicem, fără rețete, fac cumva să se estompeze această problemă și să o amâne. Dau un exemplu, soțul meu mi-a dat această idee. E ca și când la mașină ai un bec aprins care spune că trebuie să faci revizie. Ai o problemă. Și tu, în loc să te duci să faci revizie, apeși să nu mai vezi butonul că te deranjează. Corect. Și te duci tu când vrei. Da. Cam așa arată. Da. Acum, decât să ascunzi ceea ce nu este în favoarea pacientului și nu este nici pentru a rezolva starea de sănătate într-o populație. Deci aici e o problemă de educație și trebuie să rezolvăm cine? Medicii, noi împreună cu pacienții acest lucru, adică dânsii să fie puțin mai flexibili și noi să fim un pic, să ținem, de exemplu, emisiuni de genul acesta. Acum, decât să ascunzi mesajele, să zicem, problemei, pentru că sunt niște mesaje, durerea e un mesaj primite de la corpul tău, este de preferat să încerci să le descifrezi, adică să începem să vedem ce. Și emisiunea de astăzi este ca să vedem ce este în spatele acestor dureri. Acum, de cele mai multe ori cauzele, e foarte interesant, pentru că eu vreau să pun punctul pe I pe astăzi, pe ceva ce nu ne gândim. N-am venit să vă spun ce știți despre durere, am venit să vă spun alte lucruri, de exemplu, că cauzele pot să fie emoționale și vom fi surprins să descoperim că organismul nu face decât să reflecte anumite evenimente negative din viața noastră prin durere. Adică dacă începem să discutăm cu un psiholog despre o durere care se repetă, o să vedem că ea este legată de anumite evenimente.
Este legată, pot să fie legată de anumite persoane, de exemplu, ne-a venit soacra, știți, adică și mai pleacă ceva de gen. Eu glumesc acum, dar vreau să spun. Sau, de exemplu, de anumite, dau un exemplu. Femeile, în general, au perioade în care relațiile se deteriorează, știți, adică nu sunt foarte bune în familie. Și trebuie să știți că nu se face niciodată o corelație între cu astfel de cauze. De exemplu, corpul poate să folosească o durere fizică pentru a masca durerea emoțională. Pentru pe care o simte și care este insuportabilă și că, fiindcă nu poate să o proceseze, că e ca un pumnal, ca să vă explic, suferi foarte tare, corpul preia, vă dau un exemplu, de durerea la inimă, care ar putea să ducă la infart, sau deci e periculoasă, o angină, un infart, este atât și care poate să apară, de exemplu, când primești o veste șoc, într-o relație, de exemplu, sau afli că cineva a murit, să zicem, și ți-e iubești, ți-e drag, lucrul ăsta ar putea să duc, e atât de grav pentru corp, încât corpul reacționează și ce credeți că se întâmplă? Poți să ai o reacție în altă zonă, ca de exemplu intestinul subțire, este cuplat cu inima. Intestinul subțire e un fel de yang, preia energia negativă să protejeze inima, așa cum vezicula biliară preia energia negativă să protejeze ficatul. Deci noi avem un fel de scuturi energetice în corp, care ele ne ajută pe noi să nu ne îmbolnăvim, să nu murim, că vrem și totuși organismul vrea să ne ajută, el e mult mai deștept decât noi, să știți. Și el știe ce să facă. Și atunci eu am pacienți, de exemplu, care se tratează la mine cu diverse probleme și încep să fac curățări, detoxifieri și vindecări și au, de exemplu, diaree. Și doamna doctor, am făcut o diaree și, dar zic, e foarte bine. Cum să fie doamna doctor că am diaree cu apă și e nebunie? Dar e foarte bine. Dar de ce? Tratament cu corolen luați? Scuzați-mă, nu știu ce am de spun. Încerc scuze. Tratament cu preparatul pentru inimă luați? Da, păi mi-ați dat dumneavoastră. Păi să știți că de asta aveți diaree, că vă curăță ceva acolo și are legătură intestinul subțire cu inima. Asta spun. E foarte important să începem să înțelegem că anumite simptome din corp au legături, dureri, pot să aibă cu problemele noastre emoționale. Se ajunge chiar să avem foarte multe emoții vechi, stocate și ascunse în corp. Deci la un moment dat nu mai putem să procesăm, încearcă să le scoate, dar nu poate. De exemplu, chistul renal. Chistul renal, care la ora asta vreau să vă spun că nu se poate vindeca decât dacă faci, să zicem, tratament chirurgical, știți. Te duci. Și asta este și opinia medicinei față de chistul renal. Se depistează chistul renal la ecografie, de obicei întâmplător că nu prea îți dai seama decât dacă, să zicem, că nu prea e, la început nu prea este, cum să zic, nu dă semne, știți, adică nu este zgomotos. Și să zicem că bănuiești că sunt calculi renali, te uiți, faci ecografie și dai de chist. Când dai de chist, nu înțelegi ce reprezintă chistul și metoda recomandată este așa, ori să-l scoți sau să-l lași. De obicei, nu e recomandabil să-l scoți pentru că e traumatizant pentru rinichi și dacă apare altul. Adică nu prea e bine să-l scoți, că nu știi dacă mai apare. Adică ideea este să începi să vezi ce e acolo. Sau să urmărești evoluția dacă se mai crește. Se urmărește evoluția dacă mai crește, dar dacă crește. Asta e. Da, problema este ce faci. Problema este așa, că mai bine înțelegi ce e chistul. Și știi ce reprezintă chistul în medicina holistică? Nu. O energie de teamă blocată. Emoțională, foarte puternică, pe care n-ai putut să o procesezi într-un anumit moment dificil, foarte dificil din viața ta. Și corpul a blocat-o acolo ca să nu mori tu. De supărare, de frică, de diverse. Înțelegeți? Și atunci e legat de obicei de frică. Și atunci trebuie să știți că poate să fie frica că mori, frica, un accident de circulație poate să fie, de exemplu. Un accident de circulație în care ai dat mâna cu moartea, tu nu poți procesa, stai în stare de șoc. Știți că de obicei după accident intri în stare de șoc. Știi ce reprezintă starea de șoc? Este o formă de protecție a psihicului tău prin care tu să nu conștientizezi ce se întâmplă, că poate sunt morți în jur, poate diverse, ca tu să te protejeze, să nu vezi scena sau să fii așa foarte dus. Pentru că de fapt atunci că dacă ai vedea, poate ți-a fost rău, poate pur și simplu ai muri atunci, ai face un infarct sau divers. Înțelegeți? Deci practic noi avem diverse mecanisme prin care încearcă corpul să ne protejeze. Trebuie să începem să le înțelegem. Pentru că e un mecanism de protecție și noi ne apucăm să scoatem chistul, că e o formă de agresiune acolo. Înțelegeți toate cum ar veni? Chisturile sunt și arată teama în corp de la toate organele, da. Să zicem. Chist pe ficat, un chist pe ficat arată furie adunată. Un chist perinichi arată teamă adunată. Depinde unde e chistul. Iar, de exemplu, un chist la nivelul, să zicem, ovarelor arată, de exemplu, probleme de sexualitate blocată. Ar putea să fie. Și ceva de genul.
Dar în orice caz are legătură cu zona, deci cu emoția legată de zonă. Acum, dar ce se face, ca apropo, că în medicina holistică, că aici suntem, medicina holistică oferă o soluție foarte bună. Noi avem niște vibrații, niște frecvențe, că știți că lucrăm acestul la aparatul nostru numit Raiocom, care micșorează chisturile. Deci eu am pacienți, pentru că sunt ecografiste, monitorizez, iau pacientul în primire, văd exact de unde e chistul și încet, încet, în câteva luni de zile, începe chistul să scadă. Eu am ajuns la chist la jumătate, deja redus, și încet, încet, cu tratament și pentru rinichi, și pentru chist, că există, și cu Raiocomp, reușim să scădem aceste chisturi. Dar știți ce se întâmplă când se rezolvă acest lucru? Pacientul este mult mai sănătos pentru că chistul anal reprezintă un fel de gaură energetică. Este o cauză de boală, practic de acolo corpul începe să se îmbolnăvească peste tot, deci acest chist nu este inofensiv. Numai că la ora asta medicina nu a știut să-l abordeze, să zicem așa cum îl abordează medicina holistică, care energetic arată altceva. Acum, există mai multe zone în care se manifestă durerile. Pot să fie mușchi, pot să fie nervi, oase, organe, ficatul, de exemplu, segmente ale corpului diverse, durerea de cap care e direct la un segment al corpului. Și vreau să repede așa să trecem. Vă rog, sunt ochi și urechi și sunt convinsă că și telespectatorii vă urmăresc pentru că vă așteaptă de fiecare dată. Sigur că da. Durerile musculare, vă dau un exemplu, sunt cele mai comune și cele mai generalizate. Știți, ne doare și când avem gripă pe toți mușchii. Acum este greu să stabilești cu precizie zona în care doare, pentru că mușchii, știți, în general dor în bloc, adică te poate durea spatele, de exemplu, sau ceafa și nu poți pune degetul exact pe ce anume, cu precizie, și de asemenea percepe o întreagă zonă. Acum, ce știm este că durerile tind să apară, care este explicația? În mod normal că mușchii sunt încordați, adică se contractă, și am putea folosi masajul aici ca să producem o relaxare, fapt care blochează circulația sângelui, pentru că există o circulație acolo, știți ca idee, și apare lipsa de oxigenare celulară, crește nivelul de acid lactic, care e un acid, apropo, arde, și atunci trebuie să știți că doare foarte rău. Ce doare, de fapt, este creșterea nivelului de acid lactic. Acela este foarte dureros pentru că irită filetele nervoase din zonă, se produce o inflamație și în general inflamația doare. Acum, o să fac o paralelă de la mușchii care credem noi că sunt la, de exemplu, mușchiul cardiac. Pentru că în infarctul miocardic, de exemplu, ce doare este, nu să zicem proasta circulație, ci rezultatul unei afectări circulatorii pe vasele coronare, care duc la un blocaj în zonă, o zonă a mușchiului nu mai este irigat din zona cardiacă și atunci se produce acidul lactic. Și ce doare e acidul lactic? Ca să înțelegeți prezent acolo. E foarte important să începem să înțelegem, de fapt, care este mecanismul prin care se produce durerea și aici vreau să fac punctul și cu asta să vă răspund la prima întrebare, să încheie acest lucru, și anume că, de fapt, inflamația stă la baza durerilor și e bine să vedem acest lucru. Dragii telespectatori, pe cum văd, doamna doctor are foarte multe secrete medicale. Nu știu ce ar putea să ne spună, ceva ce nu știm. Nu știu, spuneți-ne ceva așa, ce nu știm, că văd că o să... Nu știm multe, dragi telespectatori, până la urmă asta este, răspunsul este, da. Nu știm multe. Știm că doar ne avertizează corpușorul ăsta al nostru când avem probleme și durerea e un semn, așa cum ne-a spus doamna doctor, repet. Da, e bine, dar numai că medicii trebuie să știe că ei trebuie să rezolve și atunci trebuie să știți că eu am făcut pași importanți în medicina holistică și am început să rezolv dureri pe care alți medici nu-i rezolvă și nu iau eu neapărat, medicina holistică face asta, eu decât am citit și știu despre ce este vorba și vreau să vă spun astăzi într-adevăr despre niște secrete medicale, cum medicina holistică vindecă anumite dureri. De ce? Pentru că s-ar putea să fie medici interesați și pacienți care își vindecă durerea aia și nu înțeleg de unde este. Și vă dau un exemplu. Durerea din ceafă, aici din spate, știți? Aici. Da. Hai să arătăm pe Oscar aici, că este Oscar aici astăzi. Și este și adibliotul lângă noi și poate exact, să stea lângă noi. Exact, l-am adus pe Oscar aici să arătăm această durere, deci din zona aceasta. Este foarte frecventă la femei în special, dacă da. Să știți. Știți acest lucru. Acum, în medicina obișnuită este numită spondiloză cervicală, că de obicei așa e și diagnosticul și se tratează cu tot felul, fiind o spondiloză, e o formă reumatică, să zicem, și se dă tot felul de antiinflamatoare, antialgice, diverse tratamente, fizioterapie, știți dumneavoastră ce se dă de obicei. Acum trebuie să știți că nu e așa. Pentru că știți ce este? Să vă explic. Este o durere care este legată de o infecție a vezicii urinare.
Haideți să vă arăt. Aolo, doamna doctor, eu înseamnă că sunt... Eu cred că am multe probleme de sănătate, dragi telespectatori, și mă descoper încetul cu încetul. Ia uitați. Eu cum rezolv eu această durere? Deci rezolvare cu vindecare, vreau să vă spun. Este așa. Meridianul vezice urinare trece de-a lungul coloanei și, apropo, toate problemele de coloană se obțin și rezolvând acest meridian. Lucru care se poate face foarte ușor în medicina holistică. Și uitați-vă, trece exact prin ceafă, prin spate. Trebuie să știți că vezica urinară este foarte mult legată de rinic, știți, sunt împreună, adică dacă e o infecție, de exemplu, la nivelul rinichiului, trebuie să știți că normal că și vezica urinară are infecție, că ea ce face? Ea termină, este partea finală unde anume prin catetere, să zicem, se secretă și se elimină urina. Deci este clar că e în contact cu rinichiul în mod direct. Deci o infecție nu putem să spunem că, de exemplu, că este o infecție la rinic fără să fie la vezică. Poate să fie o infecție la vezică, poate să fie o infecție la vezică în primul stadiu și să nu fie la rinic. Când a urcat încă până la nivelul rinichiului pe catetere. Dar invers nu. Deci, cu alte cuvinte, dacă rinichiul are o problemă și de obicei pacientul eu pot să jur acum, în ghilimele, așa știți că nu jur, că n-am voie, că sunt credincioasă, dar vreau să zic, pot să fac un pariu. Toate pacientele care au spondiloză cervicală să-și verifice rinichii, pentru că sunt niște infecții blocate la rinichi. Asta pot să vă spun din start. Și în momentul în care începem să tratăm, practic, rezolvăm această zonă. Toată durerea se ia de acolo, adică până la capăt. Mai departe, pentru că medical nu vezi legătura, pentru că trebuie să știți că nu e ca ceva de genul unde bate, unde crapă, știți, adică, dar în acupunctură este foarte evidentă. Acum, mai mult este, nu știu dacă nu se vede pe acest meridian, dar vă arăt eu, vă spun așa, că în general vine aici, pe Oscar, avem pe Oscar la îndemână. Să știți că meridianul vezice urinare este responsabil și de sinuzite. De sinuzitele care nu se vindecă. Știți că sunt multe sinuzite care nu se vindecă, cronice. Știți asta că este foarte greu de vindecat sinuzita. Pacienții care au sinuzită știu. Sinuzitele cronice aproape că nu se vindecă. Cam așa. Și știți de ce nu se vindecă? Pentru că, uitați, o pacientă care, de obicei femei, o pacientă care are probleme pe vezica urinară, meridianul vezicii urinare vine exact în sinusuri. Și în momentul în care pacienta are infecții cronice, cistite, banale, știți? Trebuie să știți că permanent excită cumva zona asta, sinusurile. Și atunci se întreține cumva această sinuzită prin această infecție la nivelul vezicii urinare. Eu cum procedez? Ca să pot să rezolv sinuzita, tratez vezica urinară. Mă uit să văd dacă este infecție. Curăț infecția, se rezolvă sinuzita, adică se rezolvă definitiv, vreau să spun. Este foarte urâtă durerea din sinuzita cronică, este cu migrenă, este urâtă. Pacientul deci este obnubilat, așa are o stare, deci nu e deloc bine. Durerea în călcâi. Durerile în călcâi, știți? De durerile în călcâi, știți? Da, am auzit, dar eu n-am avut. Eu acum spun de ce știu, dragi telespectatori. Cupinte în calcaleni și cu toate astea. Asta da. Da. Trebuie să știți că pe aici, prin călcâi, nu se vede aici chiar foarte bine, meridianul e un pic mai așa, și vezicula biliară sunt cele care, de fapt, trec ca energie prin călcâi. De aceea, cum rezolv eu, de exemplu, acest pinte în calcalien, care să știți că și la aia, acolo se face radioterapie ca să încerce să-i distrug, e o întreagă poveste, nu știu cât anume este rezultate, că nu prea sunt foarte dureroși, în primul rând, dar cum îi rezolv, de asemenea, rezolvând rinichiul și vezica urinară și vezicula biliară. Deci au legătură cu astea. În practica curentă, aceste dureri sunt foarte greu de tratat, deci nu prea sunt vindecabile, adică nu sunt rezultate foarte bune. Și atunci trebuie să știți că dacă s-ar cunoaște, și încă o dată insist că ar trebui ca medicul rezultate, că am rezultate de unde știm că am mulți pacienți. Și știți, pacienții nu vin dacă nu ești bun, e clar. Deci ideea este în felul următor, că ar trebui să ne autosesizăm la nivel medical și să începem să introducem acupunctura și, de exemplu, homeopatia cumva obligatorii în facultate, ar fi primul salt pe care l-am face la nivel medical, pentru că oferă niște servicii extraordinare în modul în care tu ca medic te poți pregăti să poți să tratezi partea emoțională și, uite, partea energetică, pentru că noi în facultate nu învățăm despre aceste energii, ori ele sunt, de unde știm că în momentul în care le tratăm și acționăm pe ele, se vindecă dureri pe care, în mod normal, eu ca medic înainte nu le vindecam. Durerea în mâini. Știți că sunt pacienți care vin și dor mâinile? Doamna, doctor, mă dor mâinile foarte tare, nu mai pot să merg. Știți? Știți acest lucru? Pauză? Da. Luăm pauză, dragi telespectatori. Rămâneți alături de televiziunea VTB, că o să vedeți și alte dureri și cum se vindecă.